Cine este în prezent mai puternic în PSD? Dumneavoastră, care aveți cheile de la Palatul Victoria, sau domnul Dragnea? În PSD? Da. În PSD există un președinte, pe numele lui Liviu Dragnea. La Palatul Victoria există un prim-ministru, Sorin Grindeanu. Nu se pune în forma asta problema. E iarăși o întrebare care tot revine. Să știți că, contrar a ceea ce poate e obișnuită România, poate sunt obișnuiți românii și au fost obișnuiți în acești ani, ca tot timpul să existe discuții între, de multe ori, între președintele în funcție și primul ministru. Avem cazuri, Traian Băsescu, Călin Popescu, Tăriceanu. Lucrurile nu stau așa. Lucrurile stau cu totul alte coordonate. Și anume, și eu și președintele partidului din care fac parte, ne dorim un lucru. Ca ceea ce am spus că trebuie să facem, să facem. Pentru asta ne-au votat oamenii, nu cine are chei sau nu are. Iar la mine, apropo de chestiunea asta, e ușa tot timpul deschisă și asta o știu toții, deci nu-i nevoie cu toții. Că vorbim de primari, că vorbim de președinți de Consiliul Județean sau de deputați sau senatori, deci nu-i nevoie de cheie. Și eu cred că în același mod e și la Parlament. Dar chiar țin să subliniez lucrul ăsta. Nu se aleargă pe culoare diferite, sau nu aleargă pe culoare diferite primul ministru și președintele PSD Liviu Dragnea. Pe amândoi, asta vă spun eu ca prim-ministru, pe amândoi ne interesează să facem ceea ce am spus că avem de făcut în acești 4 ani.